Bună seara, dragilor, și bine ați venit la o nouă ediție Look Monden. Și în această seară continuăm cu vedete. Vedete care vara de obicei își iau costumul de baie, merg la plajă și se întrețin cu un bronz foarte frumos. Urcăm și pe podium, după cum v-am promis în ultima seară de Bucharest Fashion Week. Cătălin Botezatu ne uimește cu noile sale colecții. Și dacă nu v-am convins eu, cu siguranță că vă conving titlurile acestei serii. Bucharest Fashion Week 2013 s-a încheiat cu prezentările colecțiilor celor mai în vogă designer din România. Xonia și Carmen Brumă ne spun că au fost idolii lor din copilărie. La Bangkok s-a desfășurat festivalul de gătit în aer liber. Rămâi să vezi în câteva minute la Look Monden ce specialități au pregătit șefii tailandezi. Ultima zi de Bucharest Fashion Week a încheiat acest eveniment într-o manieră de extravaganță și glamour. Creațiile lui Cătălin Botezatu au acaparat toată atenția publicului feminin, iar publicul masculin a avut și el ce să vadă. Manechine doar 90-60-90, care s-au perindat cu sutele pe podiumul celui mai înalt festival de modă din România. Haideți să intrăm și noi în culise! Ultima seară de la Bucharest Fashion Week s-a dovedit a fi inedită și plină de surprize. Cătălin Botezatu a fost cel care a deschis show-ul printr-o prezentare cu totul specială, iar designerului i s-au alăturat în cadrul festivalului alți colegi de breazlă care și-au expus ținute care mai de care mai spectaculoase. Look Monden nu putea lipsi de la un asemenea eveniment. Reporterii noștri au relatat în tocmai atmosfera din culise, dar au și urcat pe podium în postura de modele. Bună ziua, domnișoară! Ce face aici? Face bine, Cristina. Face bine, Cristina, dar nu trebuia să fii la lucru? No. Ce-i cu tine aici? Astăzi nu. Astăzi fac altceva, o să vedeți. E prima oară când defilezi pe o scenă? Nu, am mai defilat, dar acum câțiva ani, doi. Înțeles, ai experiență? Nu pot spune chiar așa, dar am mai fost. Dar să lăsăm modelele noastre să se pregătească pentru intrarea în scenă și să stăm puțin de vorbă cu designerul care a spart gheața în cea de-a treia seară a Bucharest Fashion Week. Deci pe ultima sută mai aveți puțin și intrați, cum e? Ca de obicei, trepidant, emoționant, înălțător. De fapt, partea de backstage e cea mai frumoasă, în afară de prezentare. Cel mai mult muncești înainte de prezentare în backstage, la machiaje, la coafiuri. Și la noi, după cum vedeți, e o adevărată maestrie în ceea ce privește machiajul și coafiura. Am văzut că s-a muncit foarte mult. Spune-ne de această colecție. Despre ce e vorba? Păi, 12 make-up artiști, 8 hairstylist, o colecție de haute couture, Birds, prezentată la New York și pentru în premieră în România, pentru că am pensat-o la inaugurarea celui mai frumos resort Titanic din Belek și acum în România. Prezentarea unei colecții atât de spectaculoase nu ar fi fost posibilă fără un machiaj pe măsură. A fost greu să faci machiajul ăsta? Nu, e mai mult concept, adică dacă te uiți, ai să vezi doi ochi mari, mă rog, nu e greu, dar trebuie să știi să faci totuși, iar echipa a lucrat foarte bine. Ce așteptați în seara asta? Aplauze. De aplauze au avut parte și vedetele care au defilat pe podium în rochii care să le scoată în evidență aturile fizice. Adelina, ești foarte sexy în seara asta. Mulțumesc că o să mă străduiesc să nu vă arăt mai mult de atât, promit. Ai vreun spate gol? Mai ai ceva? Mai am. Chiar ești sexy. Să nu am și mai mult de atât, deci chiar e exagerat. Deniza, ai un machiaj așa interesant? Da, este un machiaj de fashion. Nu este un machiaj de zi. Spune-ne pentru cine prezinți în seara asta sau ce se întâmplă. Da, voi prezenta după un an de zile, n-am mai prezentat fix de un an, pentru Andreea Dogaru, o creatoare de modă tânără de 27 de ani și vine cu o colecție pe care a prezentat-o ultima dată la Cannes, ceea ce mă face foarte curioasă. Am o roche cu pene, cu dantelă, voi fi mireasă pentru prima dată. Da, e prima dată și am emoții. Designerul care a creat ținuta Denisei împărtășește emoțiile acesteia, mai ales înainte de a se prezenta în fața publicului cu o colecție care presupune mare atenție la detalii. Are și emoții, avem o... Da. Spune-ne de colecția ta. Da, este o colecție realizată din broderie,
dantelă brodată cu perle. Rochia Denise este senzațională, are foarte multe pene naturale de strut și o broderie, o dantelă cu brodată cu perle. E foarte frumoasă, eu cred că o să vă placă. Toată colecția e realizată din materiale exclusiviste și foarte prețioasă. I-am rugat și pe ceilalți creatori de modă prezenți la eveniment să ne vorbească despre outfiturile care le poartă semnătura. Să știi că eu nu o să o descriu foarte mult. În general nu-mi place să-mi descriu rochile. O să spun atât că sunt niște rochii foarte purtabile. Niște rochii care pot rămâne în garderoba unei femei, cred că zeci de ani. Cred că pot fi făcute cadou după aia fiicelor, nepoatelor și așa mai departe. Sunt niște rochii pline de feminitate, romantism, o reinterpretare a anilor 50 și sper să vă placă. Ultima colecție de la Ego Men's Fashion Concept, foarte multe sacouri colorate, materialele sunt mult mai legere, cașmir, mătase, anul acesta imprimeul florale, căptușelele din mătase cu imprimeul fantazia, cambrate, pantaloni iconici. Și ce să le mai spunem atât din seara asta, este ultima seară, s-a terminat totul, vă pupăm și pe data viitoare! Numai vedete care se gândesc la alte vedete. În copilărie și vedetele de acum visau la cântăreți și actori de peste mări și țări. Vă întrebați ce postere aveau acestea pe peretele lor. Unele erau îndrăgostite de Tom Cruise, alții de Pamela Anderson. Dar înainte să ghicim, mai bine le întrebăm pe vedetele noastre să ne povestească de cine erau îndrăgostite în tinerețe. Toți tinerii caută un personaj cu care să se identifice, fie ca stil vestimentar, fie ca gesturi, atitudine sau comportament. Așa că nu am fost surprins să aflăm că și vedetele noastre au avut idoli în adolescență. Interesant de știut este cine erau personajele mult adorate și cum și-au manifestat vipurile de azi admirația față de acestea. Tom Cruise îmi plăcea când eram mic, aveam vreo 11 ani și încă de atunci îmi plăcea Aerosmith, nu s-a schimbat nimic până azi. Și Tom Cruise îmi place. M-a plăcut foarte mult de Leonardo DiCaprio și încă îmi place de el și în ziua de azi. Cântăreț m-a plăcut foarte mult Madonna, Kylie Minogue, Michael Jackson. Deci sunt foarte mulți artiști. Cred că pe toți i-am apreciat și i-am iubit în egală măsură, mai ales că pe vremea respectivă NSYNC, Britney Spears, Christina Aguilera erau pe toate posturile de specialitate. Eu am fost, când eram mică, fan Janet Jackson și apoi Michael Jackson, dar mai mult Janet Jackson. Și da, aveam un afiș cu ea în care avea niște cercei, nu, în care avea un singur cercel de care era atârnată o cheiță. Mi-a plăcut foarte mult Johnny Depp, îmi plăcea Sandra pe vremuri și cred că întotdeauna am fost un fan al lui Brad Pitt, de când era el tânăr-tinerel așa. Vedetele zilelor noastre, care sunt și ele la rândul lor adulate de tânăra generație, ne-au povestit cum a devenit camera lor un altar închinat preamăririi artiștilor preferați. Aveam foarte multe afișe pe pereți, de fapt aveam un perete numai cu afișe, dar așa repede nu mi-aduc aminte decât de un afiș pe care îl iubeam foarte mult și care era cu Bruce Springsteen pe fundalul unui steag american imens. Nu te certa mama că îi strici pereții? Nu mă certa mama deloc. Mă lăsa să pun afișe. Și singurul lucru pe care și-l dorea era să nu scriu pe pereți, așa încât mi-a dat voie să scriu pe ușă. Pentru că ușa, pe vremea aceea, ușile erau făcute dintr-un lemn din ăsta nelăcuit și acolo scriam ca pe o tablă și după aia ștergeam cu buretele. Așa că aveam voie să fac asta. Toată camera. Am trecut de la camera roz cu Britney Spears peste tot, la camera neagră, copsită toată în negru, cu lumânări și cu postere cu Marilyn Manson. Deci. Îți mai aduci aminte dacă spuneai postere pe perete cu vedetele preferate? Cum să nu? Și camera mea plină de postere rămăsese când m-am mutat în București, camera fratelui meu. Și fratele meu a mai adăugat când am fost acasă ultima dată, am văzut postere cu mine. Și mi s-a părut foarte drăguț. Cum arăta camera ta? Aveai poze? Era tapetată cu postere cu Tom Cruise. Deci nu cu Michael Jackson, era cu Tom Cruise, pentru că am fost un fan înfocat Tom Cruise.
până la un moment dat, după aia gata. Aveam postere cu Spice Girls, Backstreet Boys, ceva de genul, știu că asta ascultam, da. Unele dintre vedete se pot declara norocoase și au întâlnit idolii și au obținut chiar și autografe de la aceștia. Un exemplu fericit îl constituie Alexandra Ungureanu. A creat admirație din copilărie pentru Angela Similia, i s-a întors înzecit. Am autograf pe un album și mai mult decât atât mă bucur de aprecierea ei și de faptul că se bucură de fiecare dată când mă vede. Am obținut autograf și de la actorii noștri dragi, actorii români, mă refer aici la domnul Mari Moraru, la domnul Gheorghe Dinică, la doamna Tamara Buciuceanu, doamna Rodica Popescu-Bitonescu, adică sunt tot așa oameni dragi care mi-au încântat copilăria cu filme minunate. În copilărie, idolul meu din România a fost Monica Angel și încă este preferata mea. Și cel mai frumos cadou pe care l-am primit de Crăciun a fost o casetă audio, pentru că atunci nu erau CD-uri. Însă nu toate personajele noastre mondene au văzut perfecțiunea în artiști. Fosta mamă natură și-a găsit idolul pe patru roți. Aveam mașini, afișe cu mașini. Pot să spun ce mașină îmi plăcea, pentru că nu mai există pe piață. Opel Frontera. Era un Jeep. Și mașina pe care eu o conduc, modelul de atunci, aveam afișe cu ele prin cameră. Bate vânt de vacanță prin școli și birouri, dar sările de cinema, de teatru sau de concerte programează în continuare evenimente deosebite. TIFF se mută la Sibiu, are loc premiera celui mai proaspăt film în care apare Brad Pitt, iar Patricia Cas concertează la Cluj și București. În câteva minute aflați de la Luc Mondeni cum să vă faceți programul pentru următoarea săptămână ca să nu ratați evenimentele care vă interesează. TV Mania a acordat nota 10 emisiunii Luc Mondeni și implicit trandafirul pentru subiectele abordate, dar și interviurile cu vedete. Varietatea subiectelor ne-au adus încă un punct în plus, detașându-ne de, citez, o încropeală de reportaje realizate pe fugă. Mă bucur că a dat căldura, deoarece evenimentele sunt la mare căutare. Și dacă v-ați plictisit de mondenități, ceea ce nu este tocmai corect să vă spun eu, dar aveți alte alternative de petrecut timpul liber, la teatru, la cinema și la concert. V-am pregătit agenda pentru această săptămână cu cele mai bune selecții de savurat acest sezon de vară, cu teatru în aer liber și concerte pe stadion. Dacă nu ați fugit încă spre malul mării și nici nu v-ați ascuns de caniculă într-o zonă muntoasă, noi vă propunem un mod cât se poate de plăcut de a petrece orele călduroase de vară chiar în orașul dumneavoastră. În perioada 19-23 iunie, la Sibiu se va desfășura Festivalul de Film Transilvania, în cadrul căruia spectatorii se vor putea delecta cu pelicule premiate la Oscar și BAFTA, precum Zborul, Ana Karenina sau Atlasul Norilor. Tot în cadrul festivalului va fi proiectată comedia Funeralii Fericite, care l-aduce în fața publicului pe Horațiu Mălele, atât în rol de actor, cât și în rol de regizor. Filmul Ziua Z, Apocalipsa, cu Brad Pitt în distribuție, va avea premiera la noi în țară pe data de 21 iunie. Thrillerul SF spune povestea unui angajat ONU, care e nevoit să străbată lumea într-o cursă contra cronometru, pentru a împiedica o epidemie să elimine întreaga rasă umană. Inutil să vă mai spunem cine a învins în lupta binelui cu răul. Iubitorii filmelor animate vor putea vedea continuarea poveștii din Monsters, Inc., în noua animație marca Disney, denumită Monsters University. Filmul va rula în cinematografele de la noi începând cu 21 iunie, în format 3D și 2D, atât în versiunea dublată cât și cea subtitrată. Patricia Cas, unul dintre cele mai mari nume ale muzicii franceze, va concerta la Sala Palatului din București în data de 23 iunie, iar pe 24 iunie o puteți vedea la Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca. Artista își promovează albumul Cas Chante Piaf, lansat în luna noiembrie anului trecut, ca tribut adus idolului ei, Edith Piaf. Ea va fi acompaniată pe scenă de trei instrumentiști, un violonist, un pianist și un DJ. Fără doar și poate un spectacol care nu trebuie ratat. Scenario n-a fost, imediat că
Începând cu 21 iunie, Castelul Banfi din Cluj găzduiește timp de 3 zile prima ediție a celui ce se vrea să devină cel mai mare festival de muzică electronică din țară, Electric Castle Festival, un eveniment dedicat exclusiv acestui gen muzical, pe scena căruia vor urca cei mai mari DJ internaționali și autohtoni din sfera muzicii electronice. Cei care îndrăgesc umorul din opera lui Ioan Luca Caragiale se vor putea delecta pe 19 și 21 iunie în sala mică a Teatrului Național București cu două piese ale îndrăgitului dramaturg, Conul Leonida față cu reacțiunea și Două loturi, iar pe 23 iunie la Teatrul Notara vor putea retrăi O noapte furtunoasă. A ținut prima pagina ziarelor cu procesul de divorț în care a fost implicată. A apărut pe scenă la galele premiilor la care a participat cu ținute ce au scos în evidență sarcina. De doar 2 săptămâni s-a oficializat divorțul și poate să-și facă planuri de căsătorie cu alesul inimii sale. Iar sâmbătă dimineața a devenit pentru prima dată mămică. În câteva minute de la Luc Monden aveți ocazia să aflați cine este eroina acestui șir de evenimente demne de un scenariu hollywoodian. Mm-hmm.